În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Când v-am primit fără traiță și fără nimic, ați avut nevoie de ceva? Iubiți credincioși, iată-ne în ziua deja începută, joi mare. O zi deosebită, o zi mare, după cum este toată săptămâna, o zi în care Mântuitorul ne înmulțește această zi în fiecare săptămână, pentru că în amintirea judecății Mântuitorului ținem post în fiecare miercuri, în afară de cele care sunt semnate ca fiind cu dezlegare, în tot anul. Apoi vom vedea și vineri că postul de vinere este ținut în cinstea și în amintirea răstignirii Mântuitorului. Dar astăzi Sfinții Părinți au rânduit anii așezat pe Mântuitorul în fața noastră, în condițiile în care se pregăteau Paștele evreilor. Și Mântuitorul a spus, foarte mult am vrut să mănânc acest Paști cu voi înainte de patima mea. Nouă ne este foarte greu să înțelegem cam ce anume puteau să înțeleagă ucenicii din acest lucru. Noi suntem cei care vedem pe Mântuitorul și înviat. Ei nu l-au văzut înviat. Noi suntem cei care știm cam cum au decurs evenimentele. Ei nu știau lucrul acesta, de aceea, dacă ni se pare la un moment dat că putem să-i judecăm, cu siguranță că nu putem să o facem deloc. Sau cel puțin nu o facem în cunoștință de cauză. Și anume, m-am oprit pentru seara aceasta să medităm asupra unui singur amănunt din toate pe care Mântuitorul le-a așezat înaintea ucenicilor. Și anume, le-a spus niște lucruri tulburătoare. Aș putea să spun chiar după o logică numai de Dumnezeu știută. Și anume, i-a întrebat dacă atunci când i-a trimis la propovăduirea de probă, fără traiște și fără nimic, i-a întrebat dacă au avut nevoie de ceva. Și a spus că nu au avut nevoie. Și atunci le-a spus acum, cel care nu are sabie să vândă tot și să-și cumpere sabie. După ce însă cineva a spus, avem aici două sabii, a spus Mântuitorul, este de ajuns. Bine, bine, doar ce le spusese că toți trebuie să aibă sabie. Și cum să se mulțumească numai cu două sabii, deci de vreme ce ei erau cel puțin 13 cu învățător cu tot. Asta înseamnă că deja logica noastră rămâne în urmă. Rămâne în urmă pentru faptul că Mântuitorul deja vedea lucrurile deja săvârșite. Și anume, spune Mântuitorul, adevărat este scris despre mine, cu cei fără de lege s-a socotit. Fraților, nu trebuie să avem un arsenal de arme albe ca să fim acuzați că deținem armă albă. Ca să înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun, imaginați-vă un șofer profesionist care are un carnet cu toate literele alfabetului. A, U, B, U, C, U, după aia începe C plus D plus E, să conducă și autobuze care să conducă și remorci și tiruri până la 27-40 de tone. Dar pe același permis se poate conduce și o motocicletă și cu același permis poți să conduci la sfârșitul lui, chiar v-am zis, o mașină de 40 de tone încărcătură. Și lovește un polițai pe acest șofer cu o motocicletă care nu este echipată cum trebuie și mai ales el n-a semnalizat direcția de deplasare sau a trecut peste dunga continuă. Fraților, i-a luat permisul. Pentru ce? Pentru faptul că el folosea o singură literă din acel permis. Litera 1A, nici măcar nu este un A mai mare. Dar a ratat să mai poată conduce în legalitate un dita mai tiru de 40 de tone, cum v-am spus. N-a făcut această, să spunem, contravenție cu o mașină mare, dar exact cum ne-a zis Mântuitorul, este de ajuns. A fost de ajuns să fie suspendat acel permis pentru un lucru mărunt, pentru a nu mai putea folosi la lucrurile mari. Iubiți credincioși, aici suntem noi cumva prinși cu o caua mică. Noi credem că
suntem călcători de decalog dacă l-am călcat în picioare în cele 10 porunci ale lui. Nu. Noi suntem călcători de lege dacă am călcat una din cele 10 porunci. Mai mult, un păcat este săvârșit într-o anumită etapă a lui, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul. Dar dacă am săvârșit păcatul numai cu gândul, adică în treapta a șasea, când păcatul are 12 de trepte, nu înseamnă că suntem absolviți de vina de a fi păcătuit. Iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți că Mântuitorul astăzi ne învață un lucru. Nu cantitatea este cea pe care ne-o cere de la noi Dumnezeu, ci calitatea. După cum, dacă vrem să fim milostivi, nu este nevoie să fim milostivi cât nu putem să fim milostivi, ci trebuie să fim milostivi cât și cum putem să fim milostivi. În Vechiul Testament, la Tobit, la capitolul 4, ni se spune: dacă ai puțin, dă puțin, dacă ai mult, dă mult, dar nu înceta să faci milostenie. Calitatea de milostiv nu este legată neapărat de cantitate. Să nu faci niște acte ridicole, adică tu ești dita mai omul care ți-ai putea permite multe și bagi așa mâna în buzunar și te uiți care, zicea Părintele Sfântului Tatăl, văd pe câte unii, bagă mâna în buzunar și te uită ce bancnotă e mai mică să o dea. Nu, mă frate, dacă vrei să dai, dai, dacă nu, nu mai dai și gata. A fi milostiv înseamnă a avea atitudine de om milostiv. A fi virtuos, nu trebuie acum să credeți că Dumnezeu așteaptă de la noi să facem minuni mai mult decât a făcut Fiul omului. Nu. Ne cere Dumnezeu să facem ceea ce putem. Ați văzut că după ce i-a trimis pe toți să își cumpere sabie, atunci când s-a constatat de către cei din grup că există două sabii, a spus: gata, tata, suntem de ajuns. Adică dacă vine cineva, să o luăm ale zilelor noastre, vine cineva și percheziționează locul în care mâncăm noi Paștele evreiesc, mâncăm Paștele aici, și găsește două sabii, e clar, poate să găsească și 100 și 1000. Dacă găsi două, suntem tâlhari. Așa ne învață Mântuitorul. Trebuie să punctăm lucrurile în viață. Acum, bineînțeles că mintea noastră merge foarte departe și când cineva spune: bă, vezi că ai făcut, l-a făcut și cu tare. Păi stă mă, dar era vorba de tine. Adică, pe tine, dacă te-am găsit cu două săbii, da, bă, dar pe ăla l-a găsit cu 10. Păi și ce contează? Ăla e un tâlhar cu T mare sau e cu litere boldate? Adică despre el se poate scrie, despre tine nu. Vedeți, trebuie să știm foarte bine unde ne aruncă logica noastră și unde ne îndreptează Dumnezeu în zilele acestea către o logică divină. Logica divină este următoarea: Dumnezeu vrea să facem lucrurile așa cum se cade. Și anume, nu trebuie să alergăm după cantitate, ci trebuie să alergăm după o cantitate. Vedeți că din 24 de ore ale unei zile, ne-a cerut Dumnezeu pentru astăzi un ceas jumate. Asta înseamnă că Dumnezeu este chiar mai cumpătat decât noi. Nu ne-a cerut să stăm numai în biserică astăzi. Înseamnă că trebuie să învățăm ceva din acest lucru. Deci Dumnezeu ne vrea oameni activi, ne vrea oameni în familii, ne vrea oameni să facem lucrurile așa cum trebuie și, așa cum vă spuneam și luni, nu trebuie să lăsăm nici fișa apostolului prea departe. Dumnezeu ne vrea în mijlocul lucrurilor. Și dacă am punctat câte ceva, așa cum au punctat astăzi ucenicii spunând: avem două sădii, Dumnezeu ne spune: este de ajuns. Ca să ne numim tâlhari, să intrăm în ceea ce scria în lege și în proroci. Iubiți credincioși, această dimineață, pentru că vedeți și aici este o mare problemă, zilele liturgice încep de cu seara, pentru că așa s-a creat lumea. Și la evrei se spune: așa a fost seară și a fost dimineață. Am început deja ziua următoare.
Pentru că dacă suntem tentați de multe ori să spunem lasă că fac mâine, ne întrebăm acum care mâine, că mâine e azi. Azi e joi, fraților. Deși dacă vă uitați așa după calendarele civile, ar fi miercuri până la zero. Dar Mântuitorul vrea să pregustăm din ziua de mâine ca să o desfințeze. Asta vrea Mântuitorul de la noi. Să nu mai ascundă după degete. Lasă că asta o fac mâine. Nu, tată, o faci astăzi. Adică mâine e azi. Asta vrea Mântuitorul cu noi. Să înțelegem că lucrurile sunt altfel decât credem noi sau decât le dăm noi așa sub preș, cum zice românul. Iubiți credincioși, aș vrea ca în seara aceasta să începem într-adevăr, odată pentru totdeauna, ziua de mâine cu azi. Să desfințăm acest mâine, pentru că el ne-a fost păgubitor până acum toată viața. Și dacă învățăm măcar din seara aceasta, cu siguranță că vom ști de ce Mântuitorul a înviat noaptea. Tocmai ca să ne lumineze ziua. Să nu credem noi că lumina vine numai de la soare. Lumina vine din noi. Cunosc câțiva nevăzători care se bucură așa de mult de viață, cum era și Dumnezeu să odihnească părintele Teofil Pârâian, se bucura atât de mult de viață încât nici nu mai îndrăznea nimeni să-l întrebe dacă vede măcar lumina zilei sau nu, dacă percepe că e zi sau e noapte. Era bucurie și pentru el ziua de astăzi sau de mâine era tradusă în bucurie. Adică de la el, cel puțin eu am învățat, că desființarea lui mâine se face prin bucurie. Dacă ai bucurie, nu mai aștepți să treacă noaptea ca să vezi ziua. Deja prevezi acest lucru că se va întâmpla. Să-L dea Dumnezeu ca acest început de azi, desființând pe mâine, să ne aducem aminte de noi că Dumnezeu nu ne așteaptă să răsturnăm lumea. Ne așteaptă doar să punctăm anumite lucruri și este suficient pentru noi să știm că suntem în timpul postului, să știm că urmează drumul Golgotei, dar niciodată să nu uităm de înviere. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.